Bună ziua, oameni buni, și mă bucur că sunteți bine. Sper din toată inima după weekend. Sper că v-ați încărcat bateriile sau din contră că le-ați descărcat pe la de vin, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Ciucă, te salut! Da, salut, Cătălin! Noi, ca de obicei, oameni buni, să știți că avem o nouă întrebare a zilei. Ea va fi afișată printr-un QR code care deja a apărut pe ecran. Răspunsul dumneavoastră poate să fie doar cu da sau nu, pentru că știți că facem echipă aici la emisiune și l-avem invitat pe doctorul Cristian Andrei, pentru că întrebarea are legătură cu doctorul Cristian Andrei, și anume întrebarea zilei de astăzi este: v-ați înșelat vreodată partenerul / partenera? Da sau nu este răspunsul pe care puteți să-l dați, și așteptăm să avem telespectatori sinceri alături de noi și să discutăm acest subiect cu doctorul Cristian Andrei, pentru că a zis că e extrem de interesantă toată această poveste. Este, pentru că nu este vorba despre cel care înșeală, ci despre cel care este înșelat, mai ales dacă ne referim la impact. Da? Și oricum și originea înșelatului nu vine neapărat într-un obicei prost al cuiva, vine din spațiul acesta dintre cei doi oameni. Am înțeles. Clar, avem niște lucruri interesante de discutat. V-am zis, doctorul Cristian Andrei așteaptă și mesajul dumneavoastră pe numărul nostru de WhatsApp, dar în același timp răspundeți la întrebare. QR codul e afișat aici pe ecran, îl vedeți? Doar scanați ca și cum i-ați face o poză QR codului, să vedeți, apăsați pe mesajul care vă apare și puteți să răspundeți cu da sau nu. La început de săptămână fac o vizită la ceva prieteni și vorbim imediat de subiect, da? Perfect. Vreau să fiți alături de mine pentru că mergem la Andreea Raicu, domnul doctor. Știți că este una dintre preferatele noastre. Am fost împreună la un eveniment cu ea și am vrut să vedem dacă ei, vedetele, persoane cunoscute, au planuri pe care și le pun la început de săptămână și la sfârșit de săptămână, dacă le duc la bun sfârșit sau pur și simplu merg după cum îi duce viața. Andreea, să rămână, bună ziua! Bună! Andreea, nu te prea auzim, apropie-te de noi. Cine ți-a dat buchetul ăla de trandafir, vreau să știu? Vizitatorii care au venit pentru prima oară în studiu. Cine? Mă aud? Vizitatorii. Mă aud? Te aud cam cu ecou și cam slab, nu știu de ce. Deci vizitatorii zici, nu? Da, cei care au venit pentru prima oară în vizită la noua noastră sediu, pentru că ne-am mutat de curând. Adică astăzi. Extraordinar, puteam să fiu eu vizitatorul prim. Asta e. Da, spune-ne puțin ce planuri ai pentru săptămâna asta. Cum? Nu te aud, stai un pic, ce zici? Mai ai timp să vii prima dată în vizită. Perfect. Oricând e prima dată. Perfect. Oricând e prima dată. Îmi place cum gândește Andreea, domn doctor. Corect. Te rog frumos, spune-ne ce planuri ai pentru săptămâna asta. E o săptămână foarte plină, cu o listă extraordinar de lungă de lucruri, pe care mi l-am organizat pentru să pot să le fac pe toate. Te rog să pui casca ca să te auzi mai bine, că tot se întrerupe. Uitați-mă, domn doctor, cum ești cu tehnologia asta. Ne face feste. Depindem de ea, nu ea de noi. Ia, un pic mai bine. Haide, zi-ne repede planurile. Spuneam că am o săptămână foarte plină, dar pe care am organizat-o foarte bine, foarte important să poți să le pui unul după altul, să știi cum le faci cu organizare, pentru că Nu se aude, nu merge. Andreea, mai încercăm încă o dată la tine. O să încerce colegii mei să restabilim legătura, că vrem chiar să vedem ce planuri ai. Vedeți, domnul doctor, când vrei să vorbești cu Andreea, pur și simplu tehnologia face ceva șocuri de astea. Ea obișnuită în natură. Da, exact, e obișnuită în natură. Da. Bun, dar mergem puțin până la Cabral, prietenul nostru. Alo? Ia să vedem. Alo? Poftă mare! Măr, pară? Pară. E bine. Eu am mâncat măr ceva mai devreme. Planuri pentru săptămâna asta, domnul Cabral? Și un măr. La muncă, în primul rând, domnule Cătălin, la muncă. Eu nu sunt ca tine să muncesc 20 de minute pe zi și apoi să mă duc în oraș, să văd, să fac fel de fel de chestii, să muncească pentru mine Ciucă, să muncească toată echipa aia, Greta, doamne, și toți oamenii aia. Stai, că vreau să fac o paranteză, ca să vedeți cum e Cabral, oameni buni. Deci Cabral muncește pe an o lună. Înregistrează emisiunile și 9 luni călătorește, 10 luni călătorește. Băi, nene, nu poți să zici, eu care vin zi de zi de 15 ani și tu te plângi care muncești o lună pe an și în rest înregistrezi emisiunile? O lună și cu o lună. Ia fă matematica, mă, 4 emisiuni pe zi. Așa? Cât muncești pe an? Împărțit 360 de zile, să zicem. Așa. Scoatem weekendurile, câte sunt? 52. Așa. Ia vezi câte zile filmezi, mă.
La ce stai, s-a apăgat. Păi 52 de zile, bine, iartă-mă, o lună și 10 zile și jumate. Praf ești la matematică. Nu contează, lasă, numai... Mie mi-a asta îmi plac când toți vic și spun, mamă, vai, tu, dar ei, săracii, pleacă cu rulota, se plimbă, își trăiește viața, domn doctor, știți cum, impecabil. Între voi o competiție? Da, sau care are mai multă vacanță și el are. Nu e, că el câștigă, el are în primul rând, are mai mulți bani, e mai faimos, e și mai frumos și are și mai mult păr. Eu da, ce da, să fac, să mai steaua mea. El e la mere, tu ești la pere. Vezi, comparăm mere cu șlat, asta da. E. Exact, asta zic și eu. Zici ce planuri ai săptămâna asta, că sunt tare curios. Muncesc, Cătălin, muncesc, astea sunt planurile. Lasă că la ce salariu ai, aș munci și eu ca tine. Da, da. Cât a trecut eu să ajung aici? Asta, vezi, așa e, și asta e adevărat. Am văzut în ziare povestea cu botezul. Mama, am crezut că e un film, o poză, am văzut-o la Andreea. A pus, erai da, în cămașa albă, ziceai că ești Will Smith dintr-un film de-asta. Păi, cu... băiatule, da, Will Smith cu o problemă de piele, dar lăsând asta la o parte, am văzut și o poză aia, zici că e sfârșitul lumii acolo. Da, mi s-a părut, dar a fost senzațional poza. Poza senzațională, evenimentul Ferească Dumnezeu. Au avut botezul acum o săptămână și practic în apropiere, din ce am înțeles eu, a izbucnit un incendiu. Vecinul de lângă, da. Vecinul de bine, lângă? N-a bă, da, incendiu mare, adică cu mari probleme. Nu incendiu mare. O putea lua razna destul de ușor. A fost mare vâlvătaia și placă la momentul respectiv, dar au venit foarte repede pompierii să rămână mult. Dar să știm că s-a mișcat toți bombă. A venit smurdul la vreo 3 minute, 3 minute jumate. La 6 minute jumate, 7 au venit pompierii și la încă vreo, nu știu, 2-3 minute după a venit și poliția locală, a venit poliția de secție, ca în filme, cu bandă de aia galbenă, s-au mișcat bombă toți. Noi ne-am mișcat foarte repede, că noi ne-am dat seama imediat că se întâmplă ceva. Și am evacuat strada, am scos, mamă, ia uite-l. Uite poza, deci, uite cum e poza, deci ești din filme. Da, după Crăciun, după ce am dat atacul la ceafă de porc, uite-l pe Will Smith. Da. Bă, bine că, da. nu s-a întâmplat ceva, Cabral, asta contează. Așa e, da. Și că totul e bine. Așa e. Perfect, deci planurile la muncă. Plantă mai e pe acolo? Plantă? Da, stă degeaba pe aici. Plantă. Poți să-mi-l arăți puțin, că ne-ai dor de el. Planta a fost colegul nostru, domn doctor. Ia, grasule, vină încoace. Serios, a fost colegul domn doctor? Nu cu domn doctor, cu noi. Plantă! Ce faci, bă, plantă, băi? Ne era dor de tine. Eu nu aud. Cabral, ia-l în brațe, că nu se vede. Bine, să-l iei tu în brațe. Băi, plantă, dar ce s-a întâmplat cu tine? Ciucă, ce s-a întâmplat cu tine? Salut, Ciucă! A fost ziua lui, a fost ziua lui și a făcut cinste. Ciucă, și că pe 5 iulie ziua mea. Că doi pe 5 iulie ziua mea, știți voi. Să ne trimiți mici. Bă, acolo se mănâncă. Bine, perfect, vă lăsăm la treabă. Mulțumim mult, băieți, vă pupăm. Să fiți bine, haideți să mă... Vină încoace, ia neamțule, hai încoace. Vină încoace, mici. Vino încoace să vadă că și noi suntem mai mulți. Vino încoace. Mă așteaptă Codreanu, mă iau, dem. Așa, neamțule, unde ești? Codreanu, vino încoace. Uite-mă pe Mițu, colegii noștri. Mițu, neamțu. Salut, neamțule. Merge peste ei. Se muncește, domn doctor, la ce spun românii. Mulțumim mult, băieți. Noi chiar muncim, domne, chiar muncim. Vă pupăm, să aveți baftă. Pa, toate bune, sănătate. Mai bine. Hai să-i mai vedem pe colegii noștri ce fac. Andreea, nu știm dacă ne aude sau ne aude, mai încercăm o dată și trecem la treburile noastre, domn doctor, dar nu știm dacă ne auzim acolo. Andreea, să ne întoarcem la tine acasă. La mine acasă, la birou, să știi că vă aud. Acum și noi te auzim, sperăm să și țină legătura. Spune-ne repede planurile de început de săptămână. Multă muncă, foarte multă muncă, pentru că ne-am stat nou acasă, în curând un proiect nou la care am fost. E multă muncă să construim acest proiect până la lansare, tot de detalii. Da. Deci că sediul nou e lângă Parlament, da. Și cred că de asta e buruiajul, că nu ne auzim cu Andreea. Andreea, spor în casă nouă, mai bine venim noi să te vizităm ca să ne auzim, că așa e în 2022, nici telefonul nu mai merge. E, merge unde vrea el. Haide să vorbim, domn doctor, de ale noastre. Ce părere aveți de întrebarea de astăzi? Mm-hmm. Cu înșelatul. Mm-hmm. Multă lume vine statistic, zice, domne, cine înșeală mai mult, bărbatul sau femeia? Iar noi să spuneți că lucrurile stau total diferite în ceea ce privește această întrebare. Da, trebuie privit dinspre victimă, ca să zicem așa. E ca la minciună. Cine trebuie observat, cel care minte sau cel care este mințit? Păi dacă cel care este mințit nu ar avea reacțiile și problemele generate de minciună la asemenea amploare, probabil că nu s-ar vorbi despre minciună în sens negativ. Pentru că hai să-ți dau un exemplu. Dacă vezi un, să zicem că unul din copiii tăi, micuț așa, de 4-5 ani, vine și spune, tata, a venit Moș Crăciun a doua oară.
Și tu zici, nici n-a pus să dai o replică, zice, te-am mințit. Da. Și e fericit că te-a mințit și că tu te-ai bucurat o secundă sau două de ce a spus el acolo că avem Moș Crăciun a doua oară. Nu e grav. Pe măsură ce crești, înveți că e grav. Că vrei și tu să te bazezi pe el, că e o pierdere dacă nu este așa cum a zis el. Da? Adică, practic, soțul îi spune soției că o iubește, da? El îi spune ei că numai pe ea o iubește și după aceea se dovedește că mințea. Ei bine, ce pierde ea? Pierde povestea pe care soțul i-a dat-o înainte. Da? Dacă ea nu ar fi atât de frustrată de pierderea asta, n-ar mai fi așa o problemă. Impactul, mă refer. Mă refer la impact. Și acum, dacă soțul este foarte îndrăgostit de soție, o iubește ca pe ochii din cap și află că aceasta l-a înșelat, el este dărâmat. Mult mai mult decât femeia care iubește și este înșelată. Păi de ce? Pentru că bărbatul nu știe să compenseze pierderile de natură emoțională. Noi suntem un pic mai în urmă cu emoționalitatea, cum ziceam, cu inteligența emoțională și când ceva ne afectează, nu avem cum să rezolvăm. Nu știm să rezolvăm lucrurile astea. Femeia plânge, se duce și schimbă culoarea părului. Bărbatul știe un singur lucru. La cârciumă. Atât. Da? Și de acolo iese cum a intrat. Adică problema nu este rezolvată. De aceea copiii, adolescenții trebuie învățați din timp să se confrunte cu pierderea, să aibă alternativă la ea, să știe care este valoarea propriei persoane, nu se depindă pur și simplu de un simplu, de o simplă promisiune de dragoste și de veșnicie. Și iarăși... Deci, practic, în la întrebarea noastră, dumneavoastră spuneți că bărbații suferă mai mult dacă sunt trădați decât femei. Da, în situația în care iubesc. În situația în care iubesc, da, pentru că am primit un mesaj aici care zice, nu consider că l-am înșelat, deoarece nu l-am iubit niciodată. Timp de 23 de ani s-a comportat foarte urât cu mine. Poftim. Acum sunt fericită cu altcineva. Când femeia ajunge să înșele, înseamnă că ea, într-adevăr, a ajuns prea departe cu lucrurile. Adică nu este în natura femeilor să înșele. Da, uneori în natura bărbaților există, biologic vorbind. Dar nu facem caz de asta, că suntem o specie care pretinde că se controlează. Da? Însă atunci când o femeie ajunge să înșele, deși nu este în natura ei, pentru că are un simț al apartenenței mult mai dezvoltat, înseamnă că chiar a fost grav între ei doi. Da? Chiar s-a întâmplat ceva, o deziluzie totală. Da, uitați, apar mesaje și spun unii oameni, zic în felul următor. Domne, bărbații înșală așa doar pentru palmares, pe când femeile când te înșală înseamnă că s-au atașat și emoțional de persoana cu care te-au înșelat. Da, există niște mecanisme foarte interesante în înșelatul femeii. Ea nu are de gând să facă asta, ea are de gând doar să comunice și să primească ce complimente mai sunt în jur. Însă există un prag. Este pragul atingerii, Cătălin. În momentul în care alt bărbat a pus mâna pe ea și a simțit o emoție, îi se șterge de pe hard disk, ca să vorbesc... Da, așa? Tehnologia acum. Soțul este șters, el este scos din evidență. În momentul în care ea simte emoție față de alt bărbat. Și atunci soțul își dă seama că A, ea nu se mai atinge de el, B, ea e fericită. Păi stai puțin, de unde vin astea două? Și atunci începe el să se gândească. Când e prea târziu. Da, pentru că pe femeie se vede momentul, adică suferea, plângea până mai ieri, încercănată, astăzi o duce bine, fără ca acest bine să vină de la el. Și atunci începe el să se gândească, nu cumva este altcineva, pentru că iarăși pe bărbat nu-l duce prea mult intuiția să-și dea seama. Femeia simte imediat. Și obișnuiesc să vorbesc cu doamnele înșelate. Doamnă, dacă dumneavoastră vi se pare că soțul vă înșeală, așa e. Nu trebuie să verificați. Problema se ivește când începe să verifice, pentru că își face rău ei. În primul rând că observă că este clar așa, în al doilea rând primește detalii și astea sunt toxice. Da? Și în al treilea rând devine agresivă cu el. Te-am prins, uite, aici dovada. Și el se enervează și mai tare și atunci lucrurile devin urâte, de-a binele. Și mai bine cum să gestioneze treaba? Mai bine să gestionezi treaba înainte de a se întâmpla, în spațiul dintre tine și partenerul respectiv. Da? Să vezi. Și iarăși spun, este greu de admis, Cătălin, dar trebuie să înțelegem că dacă ești înșelat, este o problemă cu tine. Ceva din tine nu atrage, pentru că înșelatul se referă la erotism. Da? Se referă și la moralitate în sensul de mințit. Dar asta este altă discuție mult mai elaborată. Însă dacă tu ești înșelat, dacă partenerul tău este atras de altcineva, păi ai și tu de făcut ceva, da? Pentru că acest joc al atracțiilor ține și de tine.
Dar știți ce vreau să vă întreb? Întrebau oamenii aici pe mesaje. Domnule, a zis că dacă bărbatul pune mâna pe o femeie, femeia hard disk-ul delete la... Dacă îi face plăcere, dacă are o emoție, dacă înseamnă ceva pentru ea. Și la bărbat nu-i la fel? La bărbat dacă vine o femeie și pune mâna pe el, îl fuge. Că nu este obișnuit să vină femeia peste el. Nu știu, dacă se duce, el își pune mâna pe femeie și suntem emoții. Bărbații nu prea, din cauza acelui așa retard emoțional, scuză-mă că îl numesc direct, bărbatul nu memorează emoțional asta. Lui trebuie foarte multe lucruri legate de simțuri și după aceea nu reține lucrul ăsta. Pentru el nu înseamnă mare lucru. Din păcate. Și de aceea poate să treacă la următoarea fază sau la următoarea persoană cu ușurință, însă femeia, prin atingere, se atașează foarte mult. Ori, ăsta nu mai este înșelat. Înseamnă că femeia ta s-a atașat de un alt bărbat, fie ea și prin atingere. Și atunci mai bine te despart. Și este o problemă a ta ca bărbat foarte serioasă. Cineva zice, da, am înșelat cândva o doamnă că soțul este un terorist. Apoi mi-am dat seama că nu fac bine și am luat-o pe calea credinței. El a rămas tot terorist. Da. De peste 10 ani stăm sub același acoperiș, dar poți scrie un roman despre comportamentul lui. Interesant subiectul. Sunt multe mesaje care vin de la telespectatorii noștri. Mm-hmm. Avem numărul de WhatsApp pe care îl știu și cu siguranță adresăm întrebarea. Sunt Carmen din Bălad, eu cred că femeia este mai periculoasă și este mai greu de iertat. Uitați, vedeți o femeie ce zice. Da, este mai periculoasă pentru că ea știe să disimuleze foarte ușor, ea știe să creeze o întreagă poveste și momentul în care femeia înșeală chiar are o poveste romantică undeva de desub, nu o face așa mecanic, da? O face pur și simplu cu multă patimă și asta îl deranjează iarăși foarte mult pe bărbat, că patima nu este spre el, este spre altul. Dar ce are ăla? Okay? Ce face acel cetățean de stârnește atâta patima la tine? Ceea ce nu faci tu. Da? Și mai trebuie spus ceva aici. Femeile au un simț foarte ascuțit al lucrurilor care nu există, adică pe care nu le faci. Că bărbatul se gândește, dar ce am făcut? Păi întreabă-te ce n-ai făcut. Că acel lucru este simțit de femeia ta. Aha. Deci bărbații să fie atenți la ce nu fac, da. Nu la ce da. Fac. Zice cineva, ce te faci când bărbatul te acuză? Foarte multe doamne trimit mesaje. Ce te faci când bărbatul te acuză pe nedrept că l-ai înșelat? Eu nefăcând acest lucru niciodată, doar pentru că el a avut șocul să afle că fiica și-a început viața sexuală spunând că asta a văzut la mine, fiica noastră. Jur că nu l-am înșelat niciodată, da. Dar el fiind convins că l-am înșelat. Asta este o problemă foarte interesantă. Omul care îți spune că ai făcut una și alta și îți mai dă și detalii, are de fapt în capul lui scenariul lui. El ar face asta. Cam așa. Da. El vede posibil. Pentru că sunt multe femei care nu concep să înșele. Nici nu știu ce e aia și cum se face. Da? Dar bărbatul lor le acuză că te-ai dus, că te-ai îmbrăcat, că ai făcut, că te-ai uitat, că ai vorbit. Și ea habar n-are despre ce e vorba. Da? Și mai sunt unii care le și forțează să mărturisească și ele, săracele, ca să scape, zic da. Asta e o mare greșeală. Pentru că după aia nu mai scapă de informația asta. Da? Însă, într-adevăr, cel care îți spune cu detalii ce ai făcut, sigur are el în cap pentru el însuși acest scenariu. Bun. Dacă o femeie te înșală, în cazul meu, pentru că am fost foarte mult plecat de lângă ea, nu pentru că nu există erotism între noi, mai pot face ceva să o recuceresc? Și asta este o fază destul de dureroasă, din ce în ce mai des întâlnită, când bărbatului îi pare rău că n-a făcut acele lucruri și din cauza asta femeia l-a înșelat. Din păcate, el coboară foarte mult în ochii femeii, mai ales dacă există un altul care e mult mai grozav decât el în materie de romantism. Ce ai de făcut este să parcurgi un timp, un drum prin societate, prin viața ta și să te întorci altfel ca bărbat. Și să ai un pic de mister, să ai alte maniere, să te comporți altfel. Și eu învăț pe bărbați să te uite puțin la soția lor, la partenera lor și să tacă și să o privească. Și mulți mi-au spus, băi, am început să o văd, de fapt. Acum am început să o văd. Știi, ca pe centru vechi, da. Când te duci, sunt mulți care se duc să bea bere pe centru vechi, dar ei n-au văzut printre ce clădiri umblă. Dar seara, când nu mai e nimeni, zic, ia uite ce frumos e centru vechi, de fapt. Cam așa e și soția. Ea acolo, o știi teoretic, dar tu nu te-ai mai uitat la ea de ani de zile. Da? Dar altcineva o ia drept nouă, ca să spunem așa. Okay? Și o vede, și arată că o vede. E un lucru atât de simplu. Okay? După care te lamentezi că ai pierdut-o. Din păcate, acea femeie te înșeală după mult timp de așteptare și de mesaje pe care ți le tot transmite și tu nu le auzi. Da? Când mai mergem și noi undeva, dar nu vrei să vii pe la serviciu să mă iei. De fapt, acolo la serviciu este unul care îi face
tot fel de bezele și ea ar vrea ca tu să fii acolo, să o aperi de această presiune. Da? De aia și bărbatul care urmează să fie înșelat nici nu concepe să facă ceva, o campanie preventivă în jurul soției lui. Da? Campanie preventivă. Doctor Cristian Andrei are dreptate, zice Mara. Cineva dă mesaj, zice, sunt femeie, am înșelat, deși soțul era foarte atent cu mine. De ce am făcut asta? De aia spuneam, pentru că nu este suficient să fii corect ca să nu fii înșelat. Este important să te miști, să trăiești, să atragi celălalt atenția prin cât de mult te respecti pe tine sau te placi pe tine. Și atunci, bineînțeles că celălalt este atent la tine. Dar dacă tu ești doar previzibil și spui n-am greșit cu nimic, da, vei fi înșelat cum este înșelată și canapeaua din sufrageria voastră, în sensul că se mai așează și pe alte canapele, la fel de nemișcate. Răspundem la mesaje. De 10 ani soțul meu mereu spune că îl voi înșela. În schimb, mă împinge mereu către direcția asta. Se comportă urât și mă jignește, iar el se laudă cât de curtat este și ce partide bune pierde. Mm-hmm. Ce putem face cu acest gen de bărbați, domnul doctor? Este genul de bărbat care este la limită. Adică, este și provocat de frumusețea soției pe care o are, dar în același timp are și un pic de misoginism în el, ca să-mi fie iertată expresia. Adică el nu prețuiește femeia. El crede că femeia este oricând gata să-l înșele. Și știi că există o sumedenie de bărbați, mai ales în mediul suburban, care spun, nu, femeia niciodată nu o să fie fidelă, domnule. Ea înșeală, ca să nu folosim cuvântul acela dedicat, da? Era și un... Să nu uităm, da. Și Napoleon a avut doar mama, da. Legat. Să nu uităm că și mama e tot femeie. Exact, da. De la Napoleon era asta, da. Nu? Nu, este atribuit lui, dar alți bărbați au scos-o. Pentru că Napoleon, fie vorba, era foarte fidel. Da. Nu știu dacă au înțeles cei de acasă exact. Au înțeles citat. Că știu proverbul. Știu proverbul, da. Bun, noi revenind după o scurtă pauză de publicitate, mai sunt multe întrebări aici și aș vrea imediat să mai răspundem la întrebări, dar vreau să vă spun și sondajul nostru. Nu zic câți la sută? 60% au zis că n-au înșelat și 40% au zis că da. Mm-hmm. Stăm bine pe fidelitate. Stăm bine pe disimularea infidelității. Revenind după publicitate, rămâneți cu noi, doctor Cristian Andrei, nu pleacă, mai răspundem la mesaje. Subiectul extrem de interesant.